Camionul de Crăciun a ajuns sâmbătă și la Mărășești, o frumoasă localitate din nordul județului. Zeci de copii au primit darurile mult așteptate, iar voluntarii au fost mulțumiți pentru faptul că au adus zâmbete pe chipurile micilor mehedințeni. În prag de sărbători, ajutoarele lui Moș Crăciun adună daruri și aduc daruri în sufletele copiilor. Asta s-a întâmplat și sâmbătă la Mărășești, acolo unde camionul de Crăciun a ajuns cu întârziere față de anii trecuți, însă încărcat cu daruri. Ești fericită că a venit moșul din nou, chiar dacă a venit cu întârziere? Da. A venit de mai multe ori și la tine? Ai fost cu minte? Da. Ești fericit că a venit moșul? Da. Cum au fost sărbătorile tale anul acesta? Bine. Ai fost cu minte? A venit moșul de două ori sau de mai multe ori? De mai multe ori. Și directorul colegiului Constantin Brâncoveanu, Baia de Aram, a îmbrățișat cu entuziasm inițiativa reprezentanților Via Transilvanica și Geoparc Platoul Mehedinți de a desfășura proiectul Camionul de Crăciun și în județul nostru. Vreau să vă spun că pentru mine este o surpriză plăcută. Atunci când colegul meu m-a anunțat de acțiunea dumneavoastră, am rămas așa profund impresionat. Vă felicit pentru acțiune, sunt informat despre acțiunea amplă pe care o desfășurați în întreaga țară. Este o bucurie pentru copii să primească o atenție din cât de mică. Este o bucurie pentru noi că promovați zona. Este o zonă frumoasă, ați văzut-o, ne bucură prezența dumneavoastră. Vă invităm și mi-aș bucura să continuăm colaborarea. Dacă este posibil să avem o întâlnire și la grupul nostru, la grupul central al colegiului Constantin Brâncoveanu la Baia de Ramă, pentru a continua aceste acțiuni care sunt de-a dreptul impresionante. Încă o dată vă felicit și vă mulțumesc pentru că sunteți aici la noi în zonă și ne promovați zona. Copiii care au primit cadourile au fost recomandați de către directorul școlii. Beneficiari sunt elevii care merg la școală și se străduiesc să aibă rezultate bune.